Chiar nu vrei să înțelegeți. Cine o plătește sau cine are interesul să distrugă o astfel de companie? Cine are interesul să distrugă toate instituțiile din România? Toată agricultura și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Cine? Cine? Dacă eu aș ști, m-aș duce singur ca făt frumos și m-aș lupta cu el. Toată lumea zice... Are mai multe capete Balaurus? Toată lumea zice Soros. Acum Soros a devenit atot cuprinzător, atot puternic. Și cu președintele Statelor Unite se luptă Soros. Poate că cineva de aici dintre noi este subordonat lui Soros. Nu contează. Anul acesta am vrut Vlad Voiculescu și guvernul dacian Julien Soros să plătească cu un miliard mai mult românii. Dacian Cioloș îl cheamă. Aș vrea să vorbim un pic despre autostrăzi.